Bun găsit, vă spun și astăzi la Doza de frumusețe și stil. Ediția de astăzi are în prim plan femeia, sănătatea femeii, impactul pe care îl au schimbările din viața ei ce survin odată cu nașterea. Pentru toate acestea, alături de mine va fi Radu Leca, psiholog clinician. Cât de mult contează asumarea propriei identități în relațiile cu copiii, partenerii sau cu cei din jurul nostru, aflăm chiar acum. Starea deprimantă instalată în primele 6 luni de la naștere poate fi considerată depresie postnatală și este întâlnită la una din 10 femei. Studiile atestă că 20-30% dintre proaspetele mămii suferă de o formă de depresie după ce nasc. Radu Leca este licențiat în psihologie din anul 2003 și specializat în psihologie clinică, psihodiagnostic și intervenții terapeutice de tip integrativ. Bună ziua, bine ați venit, domnul Leca, la Doza de frumusețe și stil. Cu drag, bine te-am găsit. Hai să facem așa, la început de emisie avem un pact pe care îl facem. Îmi spui Radu, că e mult mai simplu. Ne tutuim. Da, ar fi minunat. Domnul Leca era tata și tot timpul mă gândesc că nu mai e și atunci pentru mine e un vibe... Protocolar. Mult prea. Spune, Radu, atunci, de ce apare depresia postnatală? Uite, avem de-a face cu un ansamblu care conține următoarele idei. Universul proaspetei mame, respectiv, cu cine a vorbit mama înainte de a naște? Ce fel de oameni a găsit în universul ei în timp ce era însărcinată? Ce stare avea, practic? Tipul de stare apare oricum în mod diferit și intră într-o tensiune și o defensivă foarte mare după naștere femeia. Așa că dacă ar fi să vorbim despre stare, ar trebui să ne gândim în mod clar la elementele care definesc starea. Avem de-a face cu depresie postpartum care apare după ce noua structură hormonală post-naștere intră în varianta de acțiune 1, respectiv începe să se miște altfel în interior hormonii. Din această structură, femeia este extrem de speriată, ea este lezată și ajunge să plângă foarte mult, să fie extrem de nefericită fără să-și dea seama. Asta practic e un prim simptom. Dacă ar fi să ne legăm de simptome, simptomele sunt în felul următor. Depresia, odată ce apare, în funcție de cum este în interior creată mama, proaspăta mamă, se duc către următoarele mai multe tipuri de idei total diferite. Avem așa, 1. Simte nevoia să se izoleze, să fugă. Și la întrebarea de ce te izolezi, de ce fugi, ea spune în felul următor, nu știu, simt nevoia. Repet, nu are de-a face nimic cu ideea de acceptare a copilului. Da, de multe ori așa este confundată depresia. Îl iubește. De respingerea copilului. Îl iubește foarte tare, doar că nu știe să se poarte cu el, se teme foarte tare să nu cumva să-i facă rău. În ideea de simptomatologie a depresiei postpartum, evident că avem tristețe, plâns, gânduri repetitive, gânduri rele, gânduri negre și avem o neliniște pe care subiectul nu și-o poate exprima. Acum, dacă ar fi să abordăm corect ideea de simptomatologie, noi trebuie să spunem un lucru foarte clar pentru toate mămicile care se vor uita la această emisiune. Nu toate mamele reacționează la fel pe depresia postpartum. Foarte corect ce a spus. Da. Cât de important este suportul familiei? Oare, dacă este suficient de susținută, reușește să oculească depresia postnatală? Familia este vizualizată în mod public ca fiind unul din stâlpii pe care mama depresivă se bazează. Doar că avem de-a face cu elemente care spun contrariu. Există posibilitatea ca din secunda 1 a declanșării depresiei postpartum familia să nu mai fie acceptată de către mamă. Sunt și cazuri de genul acesta? Da. Și atunci îi va face foarte mult rău prezența oricărui membru din interiorul familiei. O va enerva și o va agita atât de tare încât vom avea efecte 100% contrarii față de cel pe care noi, din respect, cu respect, cu multă prietenie și considerație, noi îl gândim ca fiind pozitiv. Numai că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Da,
la nivel de mase este valabilă ideea prin care familia echilibrează, stabilizează și susține mama depresivă. Și că fără membrii familiei, mama depresivă va ajunge cumva într-o stare și mai rea. Doar că noi trebuie să gândim ca și membrii ai familiei o toate aceste conexiuni în prezența psihiatrului și a psihologului și a psihoterapeutului. Sunt trei elemente care conduc la un echilibru. Psihiatru, numărul 1, psihoterapeutul, numărul 2 și psihologul numărul 3. E foarte importantă această treime, dar trebuie să fie bine gândită. Cum facem diferența între o mamă epuizată, fizic, emoțional? Știm cu toții că după naștere se vin o mulțime de modificări în program, rutină, somnul mamei. Și între o mamă care suferă de, să spunem, început de depresie, pentru că dacă suntem într-o fază destul de avansată, o detectăm cu ușurință. De multe ori, femeilor le este pusă această etichetă. A, ești depresivă, sigur ai depresie. Și asta, de fapt, ajută cumva să împingă mama către depresie, deși poate inițial nu suferă de depresie, doar foarte obosită. Nimeni nu te poate împinge către depresie atâta timp cât tu nu ai, între ghilimele, calitățile care să te recomande pentru intrarea în depresie. Dacă tu ai o bază extrem de sensibilă și în urma nașterii, prin modificările hormonale, ai ajuns să accesezi din nou sensibilitatea și totul s-a mulțit cu 100, cu 1000, cu 10.000, este firesc să intri într-un episod scurt pe depresie postnatală. Dar avem de a face cu câteva cuvinte, respectiv expresii cheie, care apar în dialogul din interiorul mediului securizat de către proaspăta mamă. Aceste expresii cheie sunt, și aici le vom furniza în premieră la tine în emisiune, și sunt următoarele. Mă simt extrem de singură, ea fiind înconjurată de membrii familiei. Nu știu dacă acest copil este al meu cu siguranță. Este un prim element extrem de delicat. Și foarte grav, mi se pare. Și îngrozitor de grav, fiindcă atunci avem depresie postpartum cu elemente psihotice. Respectiv, mama nu își recunoaște propriul copil. Mai avem tot aici un lucru pe care trebuie să-l punctăm, care sună în felul următor, la fel de dur, care sună în felul următor. Nu sunt sigură că acest copil este copilul meu. Iar tatăl, când aude aceste lucruri, va trebui să tragă aer în piept, să-și pună un tatăl nostru și să meargă la medicul de familie, care îi va recomanda un psiholog, un psihoterapeut și un psihiatru bun. Elementele care nu sunt atât de extreme, ca și cele două enunțate de mine anterior, țin de următoarea perspectivă. Mă simt singură, nu mă simt înțeleasă, tu, referindu-se la partener, nu faci nimic pentru mine bun, nu mă regăsesc în relația cu tine, abia aștept să facă copilul mare. Și dacă vorbim de situații clare în care partenerul, chiar după nașterea mamei, este real plecat din căsnicie, nu știu, foarte ocupat, poate să suplimenteze în bugetul familiei, poate pleacă de acasă mai des ca să nu audă copilul plângând, există și situații de genul acesta în care mama chiar se simte real, așa, motivat? Ba da, dar sunt destul de puține cazuri. Da, acum trebuie să fim extrem de obiectivi și exact cum v-am spus în câteva minute, în funcție de tipologia mamei, de cum este ea creată, de tipurile de caracteristici, de familia de proveniență, de tipul de educație, de tipul de cultură, cât citește și ce ascultă și când, avem... Și cât se odihnește, cred că e foarte important. Treaba asta cu odihna este în felul următor. Uite, la un moment dat, atunci când nu ai bani, și prefer să-ți vezi copilul că mănâncă, tu te saturi privindu-l. E o vorbă din bătrâneastă. Acum lucrurile stau așa. Avem de-a face cu o proaspătă mamă care se bucură foarte, foarte tare de cadoul primit de la bunul Dumnezeu și care simte în 60, 90 până la 120 de zile, până când se instaurează epuizarea, că nu are nevoie de atât de mult somn. Și atunci mama este dedicată copilului pentru 3-4 luni de zile și nu simte 100% oboseala. Dar după această perioadă, ea fiind epuizată, va claca. Cineva trebuie să o ajute. De situația asta.
Da, acum eu recomand. Vine un moment de genul ăsta. Acum eu recomand să nu fie ajutată de soacră, chiar dacă soacra are cele mai bune intenții. Să nu fie ajutată decât de partener. E, când partenerul nu există în viața reală, fizică, de familie, avem nevoie, în cazul în care relația permite, de către bunica maternă să fie ajutată, nu de către soacră. Fiindcă orice tip de relație ulterior acestei inserări în viața și în universul mamei proaspete, aceste lucruri vor fi extrem de amendate în timp. Foarte interesant. Poate deveni supărător și frustrant pentru partener să trăiască lângă o persoană depresivă, dar este foarte important să nu o condamne pentru starea ei, să încerce să o înțeleagă și să o sprijine în procesul de recuperare. Dacă bărbatul nu știe să-i ofere partenerei sprijinul necesar, aceasta se va închide și mai mult, iar relația de cuplu va avea de suferit. Ce sfătuiți bărbații, deci, în afară de acest lucru, să nu o aducă pe mama pentru a ajuta pe tânăra mămică? Ce sfat ați mai avea pentru ei? Lucrurile sunt foarte simple. În clipa în care apare copilul, mulți tătici, și acum sunt conștient de faptul că voi fi blamat de către tăticii care se uită la această emisiune, mulți tătici conștientizează faptul că ei nu fac parte din povestea asta. Ei au dat 23 de perechi de cromozomi, da, Doamne ajută că s-a întâmplat, dar lipsa somnului, țipetele copilului, faptul că trebuie să aibă grijă fizic de copil. Asta dacă rămân în camera cu bebelușul. Există posibilitatea mare să nu rămână și din prima săptămână să se mute oriunde, chiar și pe balcon, chiar dacă e iarnă, fiindcă ei nu suportă și ei sunt sensibili. Da, avem... Și mai e o expresie pe care o auzeam destul de des, nu eu, dar prietenele mele săracele o auzeau. Eu am fost norocoasă, soțul a rămas cu noi în dormitor și apreciez asta. Auzeau, eu trebuie să mă odihnesc, mâine mă duc la muncă. Dar nici mamele acasă, care rămân cu bebelușul și cu activitățile casnice, nu se odihnesc pe parcursul zilei. Mamele proaspete vor vedea că partenerii lor vor prelungi în mod excepțional programul de la muncă, ajungându-se uneori și până la 16 ore de stat la muncă. Sună. Trist, dar real. Acum, noi trebuie să fim extrem de clar și de convingători pe partea de informație spusă și formulăm în felul următor. Avem nevoie de cursuri reale pentru tătici care în străinătate se desfășoară permanent. Se fac prealabil nașterii copilului. În timpul sarcinii mamei, viitoarei mame, ca ei să înțeleagă ce au de făcut. Da, este adevărat faptul că bărbatul are nevoie de un desen. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar ăsta e adevărul. Trec și prin niște schimbări atunci când vine copilul. Ok, eu cutia Pandorei. Se poate numi tot depresie postnatală? Eu cutia Pandorei. Ei afirmă că trec prin niște schimbări. Ei de fapt își dau seama că nu sunt buni pentru ceea ce au de făcut. Și atunci au de ales, ori pleacă, ori rămân. Dar dacă rămân, nu trebuie să fie agresiv cu proaspăta mamă. Este foarte ușor, după ce ai donat 23 de perechi de cromozom, să pleci. Este foarte greu să rămâi lângă copil și să-l înțelegi. Iar cei care rămân lângă copii și aleg să nu țipe la copil, chiar dacă are 6 sau 9 luni de zile, că am văzut sute de cazuri în care tăticii țipau, fiindcă erau epuizați, dar erau epuizați emoțional, nu fizic, fiindcă ei primeau între 8 și 12 ore de somn. Mama nu primea atâtea ore, multe, niciodată. Cu toate astea, ei erau cei mai obosiți. Da, tăticii au nevoie de un desen foarte clar și de o grafică foarte clară pe care să o vizualizeze. Altfel ei vă spune întotdeauna cât de obosiți sunt, cât de greu le este lor și ce te faci când te întâlnești cu prietenii, da? Mama este epuizată cu pruncul în brațe, iar el spune cât de greu mi-e. Pe bune, cât de greu ți-e și ce faci? Păi am grijă de mamă. Cum? Că văd că e copilul la ea în brațe. Ține măcar copilul. Se apreciem totuși pe aceia care aleg să rămână lângă mama acasă și nu ies cu băieții la bere, în timp ce mama se chinuie cu copilul și nu sunt o situații puține acestea. Berea este ultima problemă pentru un tătic, că vezi, uite, lucrurile stau în felul următor.
Nu berea este cea distrugătoare sau cantitatea în care clar se bea. Clar că despre mentalitate vorbim nu. Aici. Este vorba și de alte lucruri, fiindcă am văzut de-a lungul timpului foarte mulți tați care în loc de un ieșit cu prietenii la bere au înregistrat o valoare foarte mare pe activități de divertisment extraordinare de tip droguri, gambling, travel și toate acestea erau cu îmi pare rău că am întârziat acasă, am fost cu băieții la o bere, te rog să mă ierți, simțeam nevoia. Și atunci femeia care rămâne în casă și este obosită, epuizată, trece prin ce schimbări hormonale, mai este și blamată că e depresivă, de fapt. Bineînțeles, și el vine și spune, din nou ești tristă? Wow, iar ești tristă? Pe bune, adică eu vin acasă după 12 ore și tu ești tristă făcând ce? Stai acasă toată ziua cu copilul. Așa, ce ai făcut toată ziua astăzi? Păi știi, am avut grijă de copilul nostru? Păi cât îți ia ca să ai grijă de copil? Come on, cât îți ia? Vezi? Și agresivitatea crește. Pe măsură ce crește, el se simte bărbat. El se simte bărbat. Și în cazul doamnei, depresia se accentuează. Fiindcă, în mod real, nu are cu cine să vorbească. În mod real, a conștientizat după nașterea copilului că partenerul care a realizat copilul este total nepotrivit pentru ea și pentru copil. Și a conștientizat faptul că apare un divorț. Asta înseamnă că va exista noțiunea de custodie comună, copilul va fi dat de la unul la altul și în baza agresivității lui vom intra pe alienare parentală. Wow, ce tablou magnific! Are putere femeia, respectiv mama proaspătă, 100% în depresie postpartum să se gândească la toate aceste lucruri? Nu. Și totuși să plecăm la niște premise mai pozitive. Există. Spuneți-mi, cum câștigăm lupta asta cu depresia postnatală? Doar femeia poate să câștige singură, singurică această luptă, ajutată de cei trei specialiști. Psihiatru, psihoterapeutul și psihologul. Psihologul va ține contactul cu familia, psihoterapeutul se va ocupa exclusiv de terapie și psihiatrul va recomanda ce știe el să recomande bine și foarte bine. Acum, trebuie să fim foarte clar și corecți cu cei care ne văd și ne ascultă și să le spunem așa. În timpul medicamentației, în timpul existenței medicamentației psihiatrice, este arhicunoscut la nivel global faptul că medicamentele, odată ce sunt înghițite, trec în lapte. Ceea ce înseamnă că alăptarea va fi întreruptă. Alăptarea, în conformitate cu o discuție în prealabil cu un medic psihiatru bun, va fi întreruptă. De citit aceste lucruri, de informat, fiindcă eu, de asemenea, mi-am făcut update-ul pe emisiunea ta și știu următorul lucru. Au apărut și medicamente care nu fac rău copilului. Dar lucrurile astea trebuie să fie spuse doar de un medic psihiatru. Doar ei au acest drept. Știm cu toții beneficiile alăptatului, dar dacă mama are nevoie de medicație, atunci prioritară e mama și sănătatea ei ca să poată îngriji copilul. Să poată îngriji copilul la 3, 6 sau 9 luni de la nașterea sa, după ce se termină tratamentul psihiatric. Mai există și alte activități care le ajută pe mame la început de depresie ca să treacă peste această perioadă? Nu știu, poate mișcare în aer liber, o ieșire cu prietenele, nu știu, să vină mama, cum spuneai anterior, ca ea să aibă puțin timp pentru ea, să meargă măcar pentru o oră la coafor sau alt gen de activități? Sunt câteva elemente pe care proaspăta mămică cu diagnostic clar de depresie postpartum le poate realiza. Și aici enumerăm 5 elemente clare și foarte clare din punct de vedere informațional. Avem așa, plimbările între 7, 9, maxim 25.000 de pași, trepte urcate de câteva ori pe zi, respectiv 4, 9 sau mai multe etaje, dar de mai multe ori pe zi, o dietă bogată în fructe și în funcție de reacția copilului după ce primește laptele matern, dieta trebuie să fie schimbată, fiindcă nu știm dacă îi face bine. Sunt mulți copii care nu acceptă în lapte prezența fructozei în cantități mari. Și a patra, cea mai importantă, noțiunea de mers la psiholog este cea mai importantă. Pe locul 5, datorită faptului că eu, ca și direcție, sunt creștin-ortodox, merg pe ideea unui duhovnic. Aceste lucruri te vor ajuta foarte mult. Foarte interesant acest sfat.
Și imprevizibil pentru mine, cred că ajută, nu? Spovedania, mersul la biserică, regăsirea, apropierea de Dumnezeu. Noțiunea de duhovnic, în conformitate cu pregătirea mea dinainte de a fi și psiholog, spune în felul următor. Avem de a face cu o structură de credință apropiată din punct de vedere cognitiv și emoțional de omul bolnav, care îl va ajuta în totalitate să depășească fiecare element negativ prezent pe parcursul depresiei postpartum. Aceasta este opinia mea, nu este o opinie academică, este doar una personală. Acum, în încheiere, aș vrea să te mai întreb un singur lucru. Reîntoarcerea la locul de muncă pentru socializare, preîncadrare, ajută mama să scape mai ușor de depresia postnatală? Nu. Datorită faptului că este încă o responsabilitate pe care o are, în plus față de cele încă 100 pe care le are acasă. Iar ea, chiar dacă se va simți în primele 7-10 zile ok la job, fiindcă va avea parte de priviri, zâmbete, oameni buni, calzi, și după 10 zile lucrurile astea se termină. Și dacă se întoarce la job înainte să intre, ca să zic așa, în depresia asta postnatală? Nici asta nu este o variantă, fiindcă va mai exista încă un stil de susținere al depresiei, respectiv dorul de copil. Eu sunt la job și copilul meu este cu cine? Cu mama? Sau cu bona? Nu. Se simte vinovată, nu? Evident. Sentimentul vinovăției. Foarte tare. Odată ce vinovăția apare, depresia rămâne și mai mult timp. Noi avem nevoie ca oamenii care ne văd și ne ascultă astăzi să înțeleagă un lucru foarte clar. Că depresia e o boală. Depresia este o tulburare afectivă, care popular este vizualizată ca o boală, dar care are nevoie de trei apărători. Psihologul, psihoterapeutul și psihiatrul. Iar pe locul 4 este duhovnicul, preotul. Mulțumesc tare mult, Radu, pentru prezența ta și pentru sfaturile prețioase. Este un subiect vast și sper să mai dezbatem și cu altă ocazie. Când ai nevoie de mine, mă chem. Mulțumim tare mult. Sănătatea mentală nu este o destinație, ci un proces. Este vorba despre modul în care conduci, nu pe unde te duci. Eu sunt Octaviana Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră.